Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Cei care sunt telespectatori apropiați cu sufletul de emisiunea noastră știu de ieri, ceea ce e lucru foarte rar într-o televiziune din România, știu de ieri ce invitat și ce abordare vom avea astăzi, pentru că, așa cum știți, mie îmi plac bărbații adevărați, bărbații care ce promit aia fac. Ieri, fostul prefect al județului Teleorman ne-a promis că azi va fi în direct cu dumneavoastră și iată-l că s-a ținut de cuvânt. Bună ziua, domnule Nițulescu. Bună ziua, domnul Barbu, bună ziua telespectatorilor postului de televiziune B1. Fac câteva precizări, oameni buni. Prima, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, merită, va fi o ediție de colecție. De ce? Pentru că în vâltoarea în care Teleormanul, fără voia lui ca județ, a ajuns pe buzele europenilor, a ajuns să se discute de Teleorman la Strasburg și la Bruxelles. Nu mai spune România că este miezul județelor. Miezul. Deci nu știe lumea de județul Dolj, nu știe de județul Constanța sau de județul Sălaj cum știe de Teleorman. Din păcate sau din fericire, cum vreți, unul dintre oamenii care ani de zile au contat foarte mult în economia politică și administrativă a județului este domnul Teodor Niciulescu. A doua precizare. Într-o perioadă istorică nu foarte îndepărtată, Dragnea și Nițulescu au făcut echipă la conducerea județului. Unul prefect, unul președinte al Consiliului Județean. Corect. Greșesc? Nu, aveți dreptate. Trei. Foarte mulți dintre cei care economic, social, politic, ca influență, ca ce vreți, ca bani, ca avere, ca ce vreți voi în județul Teleorman, foarte mulți dintre capii județului sunt cunoscuți ai ambelor familii, Dragnea și Nițulescu. Ambele familii fiind familii foarte puternice, repet, în județul Teleorman, în diverse etape istorice de după Revoluție. Spun toate astea ca să știți că ceea ce discutăm azi nu este legat neapărat de ce vă arată acum Teddy, de valizele lui Dragnea cu gogoș și ale ălora de la Rice Project cu documente. Nu! Domnul Nițulescu este chemat aici și o să tac mult și dânsul o să vorbească mult. Este chemat pentru că știe la nivel de subiect predicat intimitate a materialului ce s-a întâmplat în Teleorman, ce s-a întâmplat cu Dragnea și cum a ajuns dintr-un flaușat, cum mi se spune acum, dintr-un purtător de ciorap flaușat la sandale, care vindea, din ce am înțeles, la un butic într-o comună bere și mici, a ajuns cel mai important om din România. Deși Iohannis trăiește cu impresia că el este cel mai important, îi spun eu, sau mă rog, părerea mea este că cel mai important acum, azi când vorbim la ora asta, este Liviu Dragnea. Prima întrebare este asta, pe care v-ar pune orice om sănătos la cap. Domnule Nițulescu, îl cunoașteți pe Dragnea de atâta amar de vreme, sunt decenii de când vă știți cu el. Cum a ajuns cel mai puternic om în țară? Deci povestea a început în 1996 și aș vrea să fac o paralelă ca să lumea să înțeleagă că una este Dragnea, alta este Nițulescu. Deci eu sunt inginer de meserie și am terminat Politehnica, am fost... Am uitat să vă întreb, iertați-mă, aveți vreun proces penal pe rol în care sunteți parte contra lui Dragnea sau aveți plângeri? Adică să știu că eu nu am... Nu, o să vă explic imediat ce se întâmplă și cu dosarul penal de la DNA, pentru că atât pot să vă spun, pentru că am calitatea de martor acolo. Nu, atunci acolo. Nu discutăm, că e dosar pe rol. Nu pot să vă spun... E legat de Dragnea? E legat de Dragnea în mare măsură de grupul infracțional care a conduce Teldrum. Ideea este că povestea începe în 1996 și vreau să fac, pentru că tot s-a vorbit în presă de cuplul Nițulescu, Dragnea, de prieteria noastră, de tot ce s-a întâmplat. Sunt multe povești. Eu aud de fiecare dată la multe televiziuni foarte multe lucruri spuse, dar care n-au nicio bază reală, niciun fundament real. Sunt speculații și sunt pe lângă subiect toate lucrurile astea. Realitatea este cu totul și alta și o știm câțiva. Din păcate sau din fericire, așa cum vă explicați dumneavoastră, eu sunt unul dintre cei care știu realitatea exact așa cum este. Și evoluția lui Dragnea și ce s-a întâmplat politic în județul Teleorman și la nivel național, cum am fost văzuți noi de conducerile centrale în cursul evoluției politice ale județului și economic și social, exact ce s-a întâmplat în județul Teleorman. Eu am fost martor la multe dintre evenimentele și am fost decident la multe din aceste evenimente. Deci vă spuneam că am terminat Politehnica scurt ca să nu plictisez lumea, am fost proiectant, șef de secție la o fabrică mare din Alexandria, după aia director comercial și de acolo în 1996 am câștigat un mandat la primăria municipiului reședință de județ, candidând din partea PDSR-ului de atunci. Am fost singurul primar de reședință de județ nou ales în 1996 când PSD-ul se prăbușea. În iarnă, Dragnea a ajuns prefectul județului, Teleorman, după ce fusese a treia propunere a Partidului Democrat, care, în alianță cu Partidul Cunescu, la vremea aceea social-democrat, formaseră USD-ul și intraseră în alianță cu Convenția Democrată și a fost numit Dragnea. Spre stupefacția tuturor, Dragnea a fost numit prefect de către președintele partidului susținut de atunci, Petre Roman. Deci, numit de către Victor Ciorbea.
să ne înțelegem foarte exact. Premier al României. Exact. Așa că să nu mai mire pe nimeni de ce actualul nostru avocat al poporului nu prea reacționează cu duritate sau cum ar trebui din punct de vedere legal împotriva deciziilor pe care Dragnea le transmite underground către Parlament sau către Guvern. Deci lucrurile sunt mult, mult, mult în urmă și au niște rădăcini vechi și niște legături. Nu exact. Avem decât două ore de emisie, comprimați-le că dumneavoastră ați avea nevoie de 18 ore de emisie. Mai vin, dacă mai doriți, mai vin săptămâna viitoare, mai vin când avestim, pentru că într-adevăr este o poveste care merită știută de toată România, pentru că doi dintre oamenii importanți ai acestei țări, mă refer la președintele Camerei Deputaților și la prim-ministru al României, sunt foștii mei subalterni, colegi de partid și eu le știu evoluția fiecăruia. Nu o să discut despre doamna premier Dăncilă, pentru nici că să vă întreb. Nici nu e cazul să discutăm. După cum bănuiesc că puteți fi corect să spuneți oamenilor, nu v-am întrebat și n-am antamat nicio discuție despre Carmen Dan sau despre Viorica Dăncilă. Absolut, absolut. Așa. Niciun fel de discuție. Lumea că nu discutăm, nu, eu v-am spus că chiar dacă ambele sunt femei pe care le știți de o viață, cu Dăncilă ați fost mai coleg puțin de muncă. Pe doamna Dan, mai puțin pe doamna Dan, o știu numai așa din vedere ca juristă la Constituție. Da, eu cu doamna Dan n-am discutat niciodată, nici măcar hai două să cuvinte. Hai să nu divagăm. Dar o știu, evident că o știu și știu și o parte din evoluție, normal, pentru că în calitate de prefect al județului... Repet întrebarea pentru cei de acasă, ca să nu uite ce discutăm cu domnul Nițulescu. Cum a ajuns Liviu Dragnea cel mai puternic om al țării? Păi, începuturile... Asta am auzit. Începutul s-a făcut în decembrie 1996, când s-a instalat guvernul Ciorbea și Dragnea a fost numit prefect. Un scandal mare a fost atunci în organizația județeană a Partidului Democrat, pentru că primele două propuneri erau în ordine președintele partidului Corin Lunganu și pe locul 2 Florica Nedelcu, care era vicepreședinte al partidului și care ulterior a fost director comercial, mi se pare, la Petrom, dacă nu mă înșel eu, în ministeriatul lui Berceanu. Berceanu a fost ministru la industrie, dacă nu mă înșel, în 97 și Florica a fost promovată director comercial al Petromului, probabil ca o compensație pentru faptul că ei erau îndrituiți să primească funcția de prefect. Gurile rele spun că numirea lui Dragnea la conducerea județului în calitate de prefect s-a făcut în schimbul unei sume de bani. Deci gurile rele, să ne înțelegem. Eu nu... Da, de-aia nici nu v-am întrebat. Deci nu, gurile rele spun nu că s-a făcut... Dacă aveți dovadă că gurile rele spun asta. S-a făcut în schimbul unei sume de bani care ar fi ajuns la soția lui Petre Roman prin intermediul unui verișor care locuia și trăia în Telorman. E adevărat că verișorul respectiv a existat, e adevărat că a fost un apropiat al lui Liviu Dragnea, nu știu dacă... Deci Mioara Roman ar fi primit banii ăștia. Așa se discuta în organizație, dar eu nu pot să bag mâna în foc. Să o sunăm pe doamna Roman, Teddy, când ai timp. Erau când simple discuții. Când ești de pe Facebook și nu te mai joci despre regine, verișorul, despre, o sun pe doamna Mioara Roman. Despre verișorul doamna Roman nu pot să vorbesc pentru că omul a decedat. Nu, o sunăm pe Mioara Roman, ne facem datoria morală. Așa se discuta în organizație. Știu că a fost un scandal. Că n-a primit niciun ban. A fost un scandal mare. În momentul când Dragnea a fost numit prefect, lucrurile au început să degenereze în județ și în organizația PD Telorman s-a produs un hiatus și a fost veșnic o răzmeriță. Această răzmeriță, ca să mă exprim așa, exista întotdeauna la nivelul membrilor de partid și cei cu funcții de conducere care se răzvrăteau de fiecare dată împotriva prefectului pentru că el juca întotdeauna în afara partidului. Spre deosebire de astăzi, când le cere la toți colegii ca să joace strict pe structura de partid, pe statutul partidului, pe programul de guvernare, la vremea respectivă, bun, Liviu Dragnea nu juca deloc în cadrul partidului. Dați-mi voie să sărim câteva etape, că viața romanțată sau neromanțată a lui Dragnea ne ia o viață astea, nouă. Astea sunt începuturile. Începuturile, acum, bun, acum. Cum a ajuns și ce relații credeți sau știți că are, cum a ajuns Dragnea și ce relații credeți? Se leagă de începuturile de prefect. Deci se leagă de ce vreau să vă întreb. Sau intuiți? E evident că intuiesc. Doamne, relația cu Chioveșii, cu Coldea, cu SRI-ul, păi, numiri, negocieri, arderea lui Ponta. Imediat vă explic. Colaborarea cu Iohannis să-l ardă pe Ponta. Ajungem aici, dar asta vreau să discutăm. Suportați două minute. Suport și 8 minute. Ca să vedeți de unde vine. În momentul în care Dragnea a ajuns prefect, la momentul respectiv, după un an de zile eu am plecat în Partidul Social Democrat, PDSR-ul de atunci, și am trecut la Partidul Democrat. A fost o înțelegere cu partidul meu la vremea respectivă, că am și revenit de altfel în 2000 înainte de alegeri și am candidat-o la PSD, pentru că nu puteam să fac absolut nimic, ca toate tunurile erau îndreptate împotriva mea la nivel de primărie și eram efectiv boicotat de Consiliul Județean, de către Prefectura Județului, de finanțele publice, de toată lumea, astfel încât să mă împiedice să realizez un mandat cum trebuia. De fapt, l-am și făcut, pentru că al doilea mandat l-am câștigat în 2000 cu 85%. Atenție, din numărul total de alegători, nu din schemele care se întâmplă ziua de astăzi. Și asta spune foarte mult. E adevărat tot la PSD și împotriva lui Dragnea, în totalitate.
Deci am trecut la PD și de-aia știu foarte bine ce s-a întâmplat la Partidul Democrat în perioada respectivă, pentru că am activat în calitate de președinte al Organizației Municipale Alexandria și de vicepreședinte al Partidului la nivel de județ. Și am participat la toate ședințele Partidului Democrat în care prefectul era de fiecare dată prezent și știu toate scandalurile legate de combinatul chimic de la Turnul Măgurele, pe care din vremea aia l-a sifonat cu unul dintre mogulii presei românești, ca să spun așa, care deține două trusturi de presă și alea se cheamă Antenele, dacă nu mă înșel eu, pe vremea aceea Grifco și cu Crescent, dar Grifco în principal a fost implicată în exportul de urei la combinat în 99 și 2000. Mă obligă CNA-ul, eu n-aș pune întrebarea asta că e, sună da? Tâmpit, dar mă obligă CNA-ul. Da. Aveți vreo dovadă în sensul ăsta? Evident că da. Păi, dar aveți dovadă că Voiculescu, Grifco și Antenele au fost implicați în această poveste dramatică cu acel combinat? Antenele nu, Grifco și Crescent. Păi eu asta vă spun. Sigur că eu da. Eu spun ca să înțeleagă cei de acasă, domnul prefect, cine este cine, Antena 3, Antena 1 și Antena 2 știe mai multă lume decât cine e Grifco sau Crescent. Dacă o să aveți un pic de răbdare, o să vă explic cu amănunte ce s-a întâmplat. Pentru că așa înțeleg și cei de acasă de ce a apărut valiza. Nu numai de ce a apărut valiza, de ce Drana este unul dintre protejații antenelor. Am să vă explic chestiunea asta foarte clar. Deci în anul 99 și 2000, combinatul chimic de la Turnul Măgurele a fost prejudiciat cu 5.000 de miliarde de lei, atenție, cu 5.000 de miliarde de lei, de către firma Crescent și Grifco, care au făcut un export de la combinat de uree în Europa sau și numai în Europa, într-un contract tripartit, atenție, nu tripartit, ca trei părți. Tripartit între Petrom, Societatea Națională a Petrolului din România, Grifco și combinatul. Care era schema? Când celelalte combinate din țară primeau gaz, normal 1000 de metri cubi, o primeau la preț de coș, că știți că se făcea un coș la vremea respectivă, Grifco plătea pentru combinat la Petrom și Petromul livrea gaz combinatului din producția internă la 40 de euro, de dolari, normal 1000 de metri cubi. Atenție! Impunea combinatului un preț de 80 de dolari pe uree, când pe piață era de 160. În urma acestei... Vă mai întreb o dată că este incendiar ce spuneți. Nu este incendiar, este real. Aveți răbdare să vă explic. Aveți vreo dovadă de a susține ce spuneți? Bineînțeles, bineînțeles. Păi da, au fost procese. Când eu am ajuns prefect în anul 2001, în decembrie, că o să vă explic de ce am ajuns prefect, am demarat, în urma sesizărilor sindicatului de la combinat, am demarat o anchetă foarte puternică în județ și în urma presiunilor făcute de la prefectură și a sesizărilor sindicatului de la Turnul Chimic, este de notorietate publică. Parchetul Telorman, pe lângă tribunalul Telorman, a arestat conducerea combinatului. A fost arestată conducerea combinatului, au fost condamnați. Numai că nu s-a ajuns mai departe dintr-un motiv foarte lesne de bănuit. Și acum n-aș vrea să pronunț nume, pentru că eu în Partidul Social Democrat... Eu v-am spus de la început, pronunțați ce puteți și ce vreți. Eu în Partidul Social Democrat am făcut parte dintr-o echipă și n-aș vrea să alung vreo umbră asupra șefului meu de atunci, pentru că nu stă în caracter și chiar îl respect. Dar sunt convins că lucrurile n-au evoluat în ceea ce privește ancheta penală până la capăt și trage la răspunderea vinovaților, unul fiind Liviu Nicolae Dragnea, al doilea fiind un om din Grifco sau din Crescent, nu vorbesc de domnul Voiculescu, că bănesc că nu era implicat direct, avea niște directori care făceau chestiunea asta, pentru că în 2004 candidatura la locale parlamentare și prezidențiale Partidului Social Democrat depindea și de trustul de presă. De asta nu s-a dus până la capăt ancheta și eu sunt convins că lucrurile așa s-au întâmplat pentru că am fost cel care am împins înainte astfel de situații, pentru că eu n-am acceptat niciodată că cel mai important obiectiv economic al județului, combinatul chimic, a fost distrus în halul ăsta. Vă mai întreb încă o dată, domnule Nițuiescu, ceea ce vorbim acum, ceea ce povestiți acum, lucruri absolut fabuloase. Nu sunt fabuloase. Au legătură cu apariția în curtea unui țăran din Telorman. Bine, bănuiesc că înțelegeți miștocăreala pe care ăștia ne-o dau ca fiind o informație. Asta mare legătură, domnul Barbu. Are? Mare legătură. Da, ne-o explicați, da? Dacă o să-mi dați posibilitatea și timp, dacă dați posibilitatea și timp, o să vă explic. Are mare legătură. Deci legăturile lui Dragnea cu trusturile de presă, care sunt fidele în momentul de față și lui și Partidului Social Democrat, pleacă din vremuri negurate ale istoriei post-decembriste a României și se bazează pe sume exorbitante care au fost transferate din bugetul sau banul public sau din patrimoniul statului către capitalul privat. O singură secundă că trebuie să mergem la Parlament, vorbește Tudorel Toader. Stați un pic, să fie.
Sunteți cu fost domnul ministru, ați avut o întâlnire cu președintele PSD, Liviu Dragnea, ce ați discutat? Am avut o scurtă întrevedere cu președintele Liviu Dragnea. Am discutat ceea ce poate fi discutat, ceea ce trebuie discutat dintre președintele partidului majoritar și un ministru al justiției, care chiar dacă este independent, face parte dintr-un guvern, un guvern politic. Adică ați discutat despre o posibilă remaniere a dumneavoastră? Nu. Dacă vreți să vă spun punctual și știți, faptul că mâine este miercuri și faptul că mâine se va judeca la Curtea Constituțională acel conflict juridic de natură constituțională. Asta a fost principala temă a discuției. Și cum credeți că se va soluționa acest conflict? Na bine. Ați fost judecător la Curtea Constituțională? Am fost și avocat. Sunt și... Dar cu domnul Dragnea în legătură cu această decizie a Curții de Mâine? Dar nu am discutat în legătură cu decizia, pentru că n-avem de unde să știm care va fi decizia. Astăzi când vorbim, nu mai vorbim nici de sesizare, care e depusă de mult, astăzi vorbim despre procedură, despre cine va merge din partea guvernului la Curtea Constituțională să susțină sesizarea și eventual dacă sunt elemente noi de susținere, de argumentație, față de cele consemnate în sesizare. Și scenarii ulterioare deciziei domnule ministru. Deci revin spre scenarii ulterioare deciziei curții, indiferent de care va fi aceasta? Revin la o rugăminte. Eu nu pot să răspund concomitent cum dumneavoastră puteți să mă întrebați concomitent. Chiar nu am înțeles întrebarea. Scenarii ulterioare. Păi, decizia Curții Constituționale, indiferent de deslegarea ce va fi dată, va fi o decizie precum toate celelalte, obligatorie, erga omnes, de la momentul publicării în Monitor Oficial. Practic, n-ai ce să discuți despre conținutul deciziei. Pe de o parte, n-o dau eu, n-o dăm noi. Pe de altă parte, nu avem nicio marjă de apreciere privind conduita ulterioară de urmat. Vom proceda așa cum se va statua în dispozitiv. Și cine o să meargă din partea guvernului să reprezinte, să susțină această sesizare? Spune asta, a discutat cu Liviu Dragnea. Nu prezintă... O să mergeți dumneavoastră să... Nu prezintă importanță cine va merge. Nu prezintă importanță cine va merge, important este ceea ce va susține, evident și mai importantă va fi deslegarea, repede. Domnule ministru, ați vorbit... Noi, după cum spuneați dumneavoastră, eventuale elemente noi, au apărut elemente noi, dincolo de sesizarea făcută la momentul respectiv? Aici trebuie să vă spun un lucru. Susținerea se face în limita sesizării. N-ai elemente noi, ci poți avea argumente noi, dar asta e o chestiune de fond tehnică, da. Domnul ministru, președintele Klaus Iohannis chiar azi a lansat un nou atac extrem de dur la adresa dumneavoastră, spunea că acționați în afara legii și că procedura de revocare din funcția lui Augustin Lazar este un demers aiuritor. Cum comentați dumneavoastră tot acest atac și dacă ați mai discutat cu președintele Klaus Iohannis după ce ați trimis propunerea de revocare a lui Augustin Lazar? Păi am tot discutat grație intermedierei dumneavoastră, adică prin media. Acum, eu nu vreau să fac un inventar al spuselor celui care ocupă cea mai mare demnitate din stat. Nu vreau să fac un inventar a faptului că odată cererea de revocare nu era oportună din punct de vedere politic, altă dată nu era oportună, altă dată cererea era neadecvată, acum este politică, adică tot felul de calificări dintr-o perspectivă personală și în limitele domniei sale. Permiteți să nu fac comentarii, doar am făcut o
rememorare a celor spuse de domnul. Dar când ați avut ultima discuție? Când ați avut, domnul ministru, ultima discuție? Eu aud bine. O secundă. Vă rog. Întâlnirea de astăzi a fost șeful de dumneavoastră sau de Liviu Dragnea? Întâlnirea de astăzi face parte din întâlnirile periodice pe care le cunoașteți și, nu știu dacă veți fi de acord, dar în momente din acestea importante, clarificatoare, întâlnirile sunt firești. Și ce rol are Liviu Dragnea până la urmă în decizia de mâine a curții de trebuia să vă prezentați astăzi la domnia sa? Nu, n-am înțeles, nu? Ce rol are Liviu Dragnea în decizia de mâine a curții de trebuia să vă prezentați astăzi la domnia sa? Eu vă înțeleg întrebarea, tind să vă înțeleg și abordarea, chiar și tonul, dacă vreți, dar orice dialog prin care o parte informează altă parte, prin care părțile se informează eventual reciproc, nu poate fi decât binevenit. Că sesizarea era formulată, ce era de informat? Ce era de informat în acest moment? Asta să vă spun. Niciun ministru nu-i bătut în cuie, niciun ministru nu este de neschimbat. Pe cale de consecință, orice ministru este remaniabil. Fiți amabilă să termin răspunsul. Adică eu, cel puțin așa știu din teorie, așa cred că este și în practică, orice ministru, la un moment dat, poate fi remaniat. Nu uitați că guvernul în ansamblu lui poate fi schimbat, dar mi-te un ministru. Domnule, aveți ceva să vă reproșați ca ministru? Cei de la PSD v-au reproșat că nu v-ați implicat suficient în legile justiției, că n-ați fost prezent în Parlament, că n-ați dat UG pentru amnistie. Dumneavoastră, cum vă evaluați activitatea? Cei de la PSD vă reproșează faptul că nu ați dat acea ordonanță privind amnistia și grațierea. Da, și? Dacă o să rămâneți la conducerea ministerului, o să adoptați un astfel de act normativ? Vă dați seama ce mare informații vă dau eu acum, dacă voi spune da sau dacă voi spune nu. Vă întreb, domnule ministru, șeful statului, șeful justiției, normal să avem o poziție publică din partea dumneavoastră, au fost foarte multe da, discuții. Sigur că da. La acest subiect. Și nu cred că vă puteți văita de faptul că eu n-am avut reacții și poziții publice, dar toate, pe cât posibil am încercat eu, la vremea lor. Niciodată nu v-am spus că la primăvară nu știu ce am să fac, poate că repet, nu o să fiți de acord, dar toate la timpul lor. Dacă o să vedeți decizie de astfel de ordonanță de urgență? Vă voi răspunde la momentul potrivit. Domnule ministru, șeful statului, șeful statului a spus că acționați în ultima perioadă pe lângă lege. Cum comentați această... Am spus, iauzi, șeful statului cunoaște foarte bine care sunt limitele legii, cunoaște foarte bine care sunt comportamentele legale și constituționale, este vocea cea mai autorizată din stat și nu știu ce argumente aveți să nu-l credeți, chiar fără să cercetați, ca la Biblie. Domnule ministru, o eventuală decizie de neconstituționalitate dată mâine de curte ar sta cumva sau influența cumva o decizia de a modifica cadrul legal astfel încât să fie îndreptate abuzurile, inclusiv printr-o ordonanță de amnistie sau grațiere? Da, eu știu că decizia conflictul de mâine are alt obiect. Conflictul de mâine nici măcar n-are un conținut juridic de natură penală. Se referă la constituirea completelor de judecată. N-are legătură cu fapte penale. Pardon, ce spuneți dumneavoastră? Da. Înțeleg puțin mai greu și dumneavoastră știu că aveți răbdare să explicați. Întâlnirea dumneavoastră vine cu un om care este direct interesat cu modul asupra modului în care se constituie acel complet la înalta curte. Considerați că e o întâlnire normală? Nu. Interesul este, da, interesul, și vă repet și vă vorbesc mai rar dacă vreți, ca să stăruiți să înțelegeți. Întâlnirea, mâine judecătorii vor da o deslegare de principiu. Mâine judecătorii vor da o deslegare
care interesează în general statul de drept, dacă nu sună prea tare, interesează foarte mulți cei foarte mulți care se judecă și care vor să vadă cum se constituie completul, care vor să vadă dacă o lege ulterioară modifică sau nu o lege anterioară, ce spun eu acum e un pleonasm, sau dacă nu, ca să vreți să înțelegeți, sau dacă nu cumva o lege care vine și prevede contrariu, vine cineva și spune, da, e frumos, am înțeles, s-a schimbat procedura de constituirea completelor, dar de la anul. Mă scuzați, vă întâlniți cu toți cei interesați de acest lucru sau doar cu Liviu Dragnea? Da, mă întâlnesc cu toți cei care fac parte din guvern, care fac parte din alianța de guvernare. Nu, de justițiabil vorbim aici. Sigur că da, dar eu nu m-am întâlnit cu un justițiabil, m-am întâlnit cu cel de-al treilea om în statul român. Ce era de discutat cu cel de-al treilea om din statul român despre o decizie pe care trebuie să o ia Curtea Constituțională mâine? Fix acum două minute v-am spus, n-am niciun dubiu că dumneavoastră nu puteți înțelege că n-am discutat de decizie, că decizia o vor lua judecătorii, că am discutat despre proceduri și eventuale noi, să spunem, perspective în decizia de mâine. Nu proceduri și la ce vă referiți? Păi spuneți-ne exact la ce vă referiți. Care sunt aceste proceduri și norme despre care vorbim? Nu le știți? Nu le știm. Dar vi le-am mai explicat de câte ori am fost la curte. Domnule ministru, vă admite că v-ați întâlnit cu un lider direct interesat de decizia de mâine a curții? Orice lege, orice decizie a Curții Constituționale are o valoare de principiu egală cu legea. Orice lege, spune legea 24/2000 privind tehnica legislativă, are un caracter de generalitate. De aceea, legile nu pot să aibă caracter individual. Foarte mulți se află sau se vor afla în ipoteza legii. Gândiți-vă, se modifică legea pensiilor. Ar însemna că parlamentarii să nu voteze, că la rândul lor vor fi și ei sau sunt probabil pensionari. Domnul ministru, președintele Klaus Iohannis se află în limitele legii, având în vedere că se antepronunță, cum a fost și în cazul revocării lui Augustin Lazăr, înainte să vadă raportul pe care l-a trimis? Cred că întrebarea are un răspuns simplu, pe care poate să vi-l dea chiar și domnia sa. Președintele Klaus Iohannis, cât timp îl veți aștepta ca să vă dea un răspuns? Da, dar eu am desemnat înainte de a veni aici în Parlament, am declarat un lucru foarte simplu și anume că eu ca ministru am grijă și îmi respect competențele mele izvorâte din lege. Deci vă asigur că eu îmi voi respecta competențele mele. În rest, vă rog să nu mă întrebați pe mine dacă și cum își respectă alții competențele lor și chiar vă mulțumesc. La revedere. Vreau să merge la CCR, cum a fost... Dar n-am răspuns la întrebarea asta, am spus că... Dacă mergeți, da, nu aștepta la un nou la o sesizare pentru un conflict între puterile statului? Cum, da, credeți că 146 litera E și-a consumat potențialul pe care îl are? Credeți că... valorificat sau nu? Credeți... Ăsta e răspunsul corect. Credeți... Să dau acum un răspuns mai aplicat. Credeți că pe viitor nu vor mai fi astfel de conflicte? Domnule ministru, ne puteți spune, dacă Liviu Dragnea, cei din PSD sau doamna Dăncilă, v-au cerut odată să dați o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere? Doamne, nu personalizați, eu stau cu dumneavoastră până să termină filmul. Stau cât vreți, dar nu mai personalizați întrebările. Răspunsul l-am dat acum două minute, vă voi răspunde la momentul potrivit. Păi, v-a cerut cineva să dați această ordonanță. Bine, la revedere, bună seara! Ne-am întors un invitat special pe care bănuiesc că vi-l mai amintiți. Între timp, 15 minute ne-a spus Tudorel Toader nimic. Doamne, numai în România, 5 televiziuni de știri,
pot să transmită timp de 15 minute nimic. Prosteala lui Tudorel Toader. Bănuiesc că nu ați aflat nimic în astea 15 minute. Repet, Teodor Niciulescu a fost prefect al județului Telorman, omul care a fost invitat cu speranța, și nu mi-am pierdut-o încă, cu speranța că în emisiunea asta vom înțelege mai bine de ce a apărut în curtea unui țăran din Telorman o valiză care, în loc să ia foc valiza, a dat foc presei din România și întregii lumii politice din țară. Vă îmi cer scuze că v-am întrebat. Nu e nicio problemă, domnul Barbu. Revenim la chestiunea cu combinatul. Deci a fost arestată conducerea combinatului atunci, a stat în arest vreo 6 luni de zile, după care a urmat un proces, au fost condamnați la 1 an și 6 luni cu suspendare și după aceea s-a stins toată chestiunea. Fac o mențiune pe care nimeni nu o știe. La vremea respectivă, toate ițele duceau către Liviu Nicolae Dragnea, care gestionase practic toată această combinație între Crescent, Grifco, Combinat și Petrom. Am arătat de unde vine o legătură veche a lui Liviu Nicolae Dragnea cu trustul de presă intact. Am arătat de unde vine o legătură veche cu avocatul poporului, pentru că a fost numit prefect de către premierul de atunci, Victor Ciorbea. Și acum începem să ne apropiem de zilele noastre și să vedem de ce omul ăsta este susținut de grupul de presă intact, de ce Victor Ciorbea reacționează la toate solicitările lui Liviu Dragnea și împotriva propriului popor atunci când ar trebui să apere statul de drept. Poate m-ați pierdut pe mine, poate pe ea, dacă, pe cei de acasă nu. De ce a apărut? Are vreo legătură cu de ce a apărut valiza? Păi ajungem acolo. Deci, legăturile au venit foarte puternice și susținerea lui din cele două părți vine de acolo, de când v-am demonstrat. Dragnea în 2002 a venit în PSD și a venit în PSD pe o idee care aparținea la momentul respectiv. Toată lumea a crezut că la momentul respectiv eu l-am adus în PSD pentru că eram președintele Partidului Social Democrat filiala Telorman și prefectul județului. Pe vremea aceea ocupam și funcție politică și funcție administrativă, că permitea legea la momentul respectiv. Lumea a crezut că l-am adus eu, nu. A fost ideea conducerii centrale a partidului de a forma echipe în județe din prefect și președintele de Consiliul Județean în vederea câștigării alegerilor din 2004 și a fluidizării programului de guvernare așa cum se credea în teritoriu, având în vedere că echipele de prefect și președinte puteau să realizeze mai fluent programul de guvernare. În 2004 au urmat alegerile, deci am acceptat mai mult de voie de nevoie venirea lui Dragnea în partid și am constituit cu el o echipă administrativă timp de 3 ani de zile până în 2004. În 2004 l-am ajutat să câștige alegerile la Telorman pentru că n-am candidat eu la funcția de președinte, făcând o înțelegere cu el, eu să plec la București ca deputat și el să rămână președinte acolo, păstrându-și funcția cu care venise în Partidul Social-Democrat. Și declar cu mâna pe inimă astăzi și în fața telespectatorilor noastre că am făcut o mare greșeală, pentru că dacă l-aș fi îndepărtat de atunci din funcția de președinte al Consiliului Județean Telorman, nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat în România. Mă opresc, domnul Niciulescu. Pentru că aveți o poveste atât de lungă încât nu, pentru a ajunge la ce interesează pe oameni durează 10 ore și nu mai avem decât o oră și un pic. Întrebări punctuale. Credeți că Dragnea astăzi este susținut politic de altcineva în afară de PSD? Da, evident că da. De cine? Păi este susținut în mare parte din foștii lui colegi din Partidul Democrat, cu care a avut tot timpul o relație, chiar dacă n-a fost vizibilă pentru marele public. Actualii liberali, adică? O parte din foștii lui colegi din PD, evident. O parte din actualii liberali care au fost în PD, care au fost în USL, USL, am zis bine, Uniunea Social Liberală, da, și care au avut legături cu Dragnea pe parcursul evoluției acestei alianțe politice, care au fost în guverne. O parte din liberal îl susțin pe Dragnea, chiar dacă parcă fac opoziție la Dragnea, pentru faptul că în mandatul premierului Tericianu, 4 ani de zile am fost parlamentar și am fost vicepreședintele Comisiei de Buget, Finanțe, Bănci, o parte, și o parte am fost în Comisia de Industrie, știu exact ce negocieri s-au purtat între PSD și PNL-ul de atunci, a guvernului Miritar, ca Tericianu să poată să reziste în fața ofensivei. 2007-2008, Jonathan Tericianu negociau. O, la greu, păi, dar în 2006, de exemplu, în 2007, la suspendarea președintelui Traian Băsescu, când eu am avut o poziție publică împotriva votului din Parlament și împotriva celor doi oligarhi ai mediei românești, Vântu și Voiculescu, care impuseseră Parlamentului să suspende pe Traian Băsescu, am avut o poziție principială, am spus, nu, eram împotriva suspendării președintelui, lucru care s-a dovedit prin referendum, că era o prostie, că poporul nu dorea asta, doreau câțiva oameni.
Deci în urma acestei chestiuni, eu am fost exclus din partid, înțelegeți dumneavoastră? Dar problema este că până să fiu exclus din partid, Dragnea purta legătura cu mine. Eu eram președinte executiv încă al organizației la Teroman și de fiecare dată mă mai informa și pe mine. Și veneam în Parlament și îmi povestea, zice, Dorle, uite, acum negociem cu liberalii. Deci vreau să vă spun încă o chestiune interesantă. Negociem cu liberalii banii pentru județe. Și el era delegat din partea Partidului Social Democrat să negocieze cu Mihai David, care era pe vremea ministru de interne, banii pentru județe. Vă imaginați cât ce părți își făcea Dragnea pentru firma Teldrum. Imaginați-vă de atunci. Ce relație știți sau credeți că a avut sau are Dragnea cu generalul Coldea și cu urmașii acestuia din Serviciul Român de Informații? Păi, ca să putem discuta de chestiunea asta, am să vă spun o treabă foarte interesantă. Eu am revenit la prefectură în 2009. Deci am revenit la prefectura județului Teroman în 2009, înaintea alegerilor prezidențiale. În momentul în care am revenit la prefectura județului în 2009, după, înaintea alegerilor prezidențiale, sigur că m-am lovit de Dragnea. Am fost combatant eu susținându-l pe Traian Băsescu la al doilea mandat de președinte, el susținând pe Mircea Gioană. În momentul în care a câștigat Traian Băsescu, eu am rămas pe funcția de prefect și întâmplarea a făcut că la două zile după câștigarea alegerilor m-am întâlnit cu Dragnea la Hotel Rin. Eu eram cu niște fiina ei mei la o cafea care locuiesc în zonă și el era însoțit de actualul primar al sectorului 3, Negoiță, care pe vremea era deputat de Teroman. Ne-am lovit și care era deținătorul hotelului. Evident, și ne-am ciocnit întâmplător. Bună seara, domnul prefect, bună seara, domnul președinte. Asta vă reproduc discuția pentru că e aproximativ exactă. Ce faceți, domnul prefect, pe aici? Ce să fac, domnul președinte, la o cafea noastră? Și eu aici cu domnul Negoiță și zice, domnul prefect, în mandatul ăsta aveți de gând să vă războiți cu mine? Mi-a spus Dragnea. Eu zic, domnul președinte, dacă dumneavoastră ați respectat legea în ăștia 4 ani de zile cât eu am lipsit din județ, n-aveți niciun fel de problemă. Dacă n-ați respectat legea, însă aveți o mare problemă. La care el, știind cu cine discută, pentru că, de ce v-am spus de combinat când am arestat conducerea, fac o paranteză. Dragnea venea la mine în birou și cădea în genunchi. Că el credea că e vizat el să fie arestat atunci cu scandalul cu combinatul chimic la turnul Măgurele. Și era absolut pertinent să fie arestat Dragnea, pentru că el fusese mijlocitorul devalizării combinatului chimic turnul Măgurele. Și am închis paranteza. Revenind aici, zice, el știind cu cine avea de-a face și știa că eu dacă am revenit la prefectură și rămân pe funcție, am să-l verific pe toate actele care le-a întreprins în anii care se scurseseră de la plecarea mea în 2005 la Parlament până în 2009. Și îmi spune atunci, zice, bine, dar și eu am contribuit la campania președintelui Traian Băsescu. Am mai spus o dată la un post de televiziune și domnul președinte Traian Băsescu a și verificat echipurile la partid. L-a întrebat pe Blaga dacă într-adevăr a dat Dragnea vreo sponsorizare. Nu acolo s-a sponsorizat campania președintelui și o să vă explic unde s-a sponsorizat, pentru că este o chestiune de bombă, de presă, ce vă spun în sala asta și o să constatați că dacă intrăm în detalii, este vorba de statul paralel din care Dragnea a făcut parte și o să aflați toți susținătorii lui, printre care se află și generalul Coldea, se află și doamna Chiove și se află mulți dintre ei. Și o să vă explic de ce. Și Daniel Morar, și o să vedeți că eu am argumente. Da, vă mirați, eu am argumente foarte serioase. Daniel Morar? Fostul șef al DNA-ului. Păi, dar despre cine vorbim? Credeți că eu nu știu, n-am... N-am posesia cuvintelor la mine, am posesia, domnul Barbu, stați liniștit, că eu nu fac afirmații gratuite niciodată, totul este bazat pe dovezi irefutabile, fără niciun fel de dubiu. Acum, discutând de chestia asta, Dragnea, eu am spus așa, dacă domnul președinte Traian Băsescu mă sună și îmi spune că ai contribuit la campanie, evident că eu în calitate de prefect nu pot să mă pun cu șeful statului la al doilea mandat. Dar dacă domnul președinte Traian Băsescu nu mă sună, domnul Dragnea, o să ai o problemă cu mine dacă n-ai respectat legea. Dacă ai respectat legea, să fii sănătos, amicul dumneata. Evident că nu m-a sunat niciodată președintele Traian Băsescu, că era clară chestiunea. Când am revenit la prefectură, evident că am început să verific, în primul rând, actele administrative, care era competența mea ca prefect. Aceste acte administrative emise de către președintele Consiliului Județean sunt acele dispoziții. Deci, președintele Consiliului Județean conduce prin dispoziția președintelui Consiliului Județean. Obligatoriu el practic administrează activitatea curentă și dispozițiile președintelui Consiliului Județean sunt acte administrative care în momentul în care sunt promulgate produc efecte juridice. Ele obligatoriu trebuiau trimise la prefectură. Dragnea nu făcea chestiunea asta.
Înainte o făcuse cu ceilalți prefecți care erau obedienți. Cu mine nu mai făcea. Știți de ce nu făcea? Nu pentru că i-ar fi fost teamă, dar pentru că știa că în momentul când scoate la licitație lucrările publice Consiliul Județean, se făcea... Pot să vă întreb ceva? Da. Vreți să mă păcăliți, să mă ucesc cu vorba? Nu. Sau nu vă place subiectul valiza ajung și efectele acolo. Ei? Păi nu e important, ca să vedeți ce s-a întâmplat. Ajungem la parchet, nu vreți să ajungem la parchet? Nu, vreau să ajung la punctul de vedere al unuia care știe perfect județul Teleorman, adică dumneavoastră, să spuneți și mie și celor de acasă, în opinia noastră, care de o viață, 20 de ani... Aveți îngăduința 2 minute. Ultimele două. Da, aveți îngăduința. Vă rog. Deci, aceste dispoziții n-ajungeau. Eu l-am atacat în contencios, conform legii, și după aia, procesul s-a lungit, am făcut plângere la DNA. Atenție, foarte important. Deci am făcut plângere la DNA în 2011, da? Pentru abuz în serviciu, care evident abuz în serviciu al lui Dragnea. DNA-ul a analizat plângerea mea și a dat NUP. Eu am făcut plângere împotriva soluției procurorului la procurorul ierarhic superior, așa cum este procedura. Procurorul ierarhic superior a schimbat încadrarea, dar a menținut soluția. Atunci eu am acționat în instanță. Și aici aveți, am acționat DNA-ul în instanță. Și aici aveți rezoluția în dosarul 4810 din a doua 2011 a judecătoriei. Care ce zice? Alexandria, care desființează soluția DNA-ului și obligă să înceapă urmărirea penală. Și au început-o vreodată? În 2011. M-au chemat la audier pe mine, evident, ca parte reclamă. O instanță din Teleorman a zis că DNA-ul bate câmpii și e obligat. Știți dumneavoastră, eu știu că așa e, dar trebuie să crede acasă. Eu îmi imaginez, pentru că eu am citit la vremea respectivă și eram consternat că o judecătorie din Teleorman dispune DNA-ului, adică lui Căveși, să înceapă, domnule, odată urmărirea penală în cazul Dragnea. Uitați ce spune domnul. Ia spuneți, domnule. Zice așa. Soluția pe scurt. În baza ar nu știu ce, cu domiciliul, spune Nițulescu Teodor, împotriva lui Vitulae Dragnea, abii cu domiciliul ales Consiliul Județean și a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație, direcția, da? Au început, domnule, urmărirea. Desființează rezoluția numărul 21 per P per 2011 din 30 martie 2012 a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație, Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial București, trimite cauza parchetului. Da, la același ce parchet, s-a întâmplat după această decizie? În vederea efectuării, imediat vă spun, în vederea efectuării actelor necesare. Un minut mai aveți. Da. Până la valiză, un minut. Păi am ajuns, aveți răbdare, că am ajuns. Am pus mâna pe firul care duce la valiză. Aveți răbdare. Foarte tare. E important să mă ascultați, pentru că începe lumea să-și dea seama cum funcționează statul paralel pe care Dragnea tot timpul l-a blamat și a spus că distruge România și că el luptă împotriva statului paralel, dar el făcea parte din statul paralel, de fapt. Asta spun eu acum, așa să vedeți că am argumente foarte clare în ceea ce afirm. Deci, eu m-am prezentat la parchet însoțit de avocatul meu și 6 ore am făcut o declarație, domnul Barbu, stimați telespectatori, 6 ore am făcut o declarație în fața comisarului șef Robitu, care este întâmplător din Alexandria și care a instrumentat din calitate de ofițer de poliție judiciară și dosarul Bombonica cu asta pentru care a trimis o judecată, adică un ofițer de probitate clară, fără dubii. Vă aduc aminte și numele procurorului care a instrumentat cazul. Nu contează. Cred că Bălănescu îl chema, pentru că a ținut un om de poliție să mă cunoască. S-a uitat la mine și a zis, a venit ofițerul și a zis, domnul procuror, vrea să vă cunoască, domnul Nițulescu. Pe mine, da. M-am intrat și a zis, am vrut să vă cunosc, mi-a strâns mâna și atât, nimic altceva. Probabil era contrariat de faptul că DNA-ul reprezenta o forță atunci și eu am să-i tupeu, să-i dau în judecată, să mă ridic împotriva lui Dragnea, nu înțelegeam foarte bine subiectele de atunci. Eu știam că legea trebuie respectată și că trebuie să mergem până la capăt cu ea. M-am așteptat ca în urma declarației mele, care, atenție, declarația mea se lega de începuturile privatizării firmei Teldrum. Opa! Deci 6 ore cu... În sfârșit ajung și eu la ceva care așa, era dracu, doamne, iată-mă în valiză. Exact, haideți să vă spun. Deci, faptul că eu am dat o declarație pentru că Dragnea nu a trimitat dispozițiile și era abuz în serviciu, se rezuma la ce? La faptul că el, prin faptul că nu trimitea dispozițiile, proteja firma Teldrum, a cărui acționar majoritar era. Ori eu știam că el privatizase firma Teldrum și căia lui și știam de ce nu trimite dispozițiile. Și atunci... Spuneți o dată fraza asta. Eu știam că... Că privatizase firma Teldrum. Cum? Și căia lui? Păi bineînțeles, pe dacuie. Bine spuneșească, nu e a lui. A, dar ne aminte cum respiră, ce Dumnezeu. Domnule, nu există niciun act care să... Domnul Barbu, mă lăsați, eu am 5.000 de dovezi că Teldrum e a lui. Puteți să produceți una? Bineînțeles că da. Păi vă și spun, eu am avut o firmă în agricultură, se chema Rocris. Și am vândut în 2002, se pare, în iarnă, lui Dragnea, 1500 de hectare după firma Ralocris, pe firma Teldrum. Negocierea s-a purtat între Liviu Nicolae Dragnea, Fișcuș Marian, eu și Nicolae Mârzan.
Mai spuneți o dată această poveste. Păi, dar cum? I-am zis un pic, drag. Stați un pic, abia asta e știre. Mai spuneți o dată, vă rog frumos. Dumneavoastră, în calitate de deținător al unei firme în agricultură... Da, aveam acționarul majoritar, firma se chema GG Verocrist SRL. Așa. Aveam terenuri în arendă la turnul Măgurel. Așa. Dragnea vrea să intre cu Teldrumul în agricultură și nu mai putea pentru că eu arendasem terenul bun. Acum unde are Teldrumul terenul de acolo, așa, mare parte din terenul de acolo. Și nu a participat la negocierea acestei vânzări. Liviu Nicolae Dragnea cu Fișcuș Marian, care era acționarul pe față al Teldrumului, eu și cu asociatul meu, Mărzan Nicolae. Liviu Dragnea la această discuție a negociat sau a băut doar cafea și nu, a fumat? A negociat cu mine. Cei doi notau. Eu eram șeful la Rocris. Asta e cea mai tare valiză, domne. Valiza e... Păi stați un pic, stimați-le spectatorul. Mi-a trebuit... lui Teodor Nițu... Domne, nu se poate. Va trebui... 50 de minute v-au trebuit să-mi spuneți că valiza aia e pistol cu apă. Deci, informația momentului. Haideți să vă spun. Omul din platou spune așa: am participat la o negociere cu Teldrumul în acte, dar de fapt negocia prețul de vânzare, cumpărare al unui teren pentru Teldrum, Liviu Nicolae Dragnea. Am tradus bine? Domnul Barbu, da. Haideți să vă spun ceva. Procurorii știu asta? Asta vreau să vă spun, dacă mă lăsați să vă las, domnule, să încep de la procesul ăsta, să vedeți de ce n-a interesat pe procuror chestiunea asta. Aveți răbdare că o să vă explic de ce pe procuror n-a interesat. Eu am crezut că în momentul în care fac această declarație acolo, și vă dați seama că am spus cu lux de amănunte ce s-a întâmplat cu privatizarea Teldrum, cu documente puse pe masă, le-am spus și pentru prima dată atunci se înființase firma în Brazilia, îmi scapă numele acum, și eu ajunsesem să-mi posesc aceste informații de la un director din județul Buzău, care era vecin cu Gheorgheaș, cu unul dintre asociați. Ăsta venise din Brazilia și mărturisise lui nena ăsta că fusese cu Dragnea în Brazilia și am făcut firma acolo. Directorul de la SNIF, era de la NIF în Buzău, s-a întâlnit cu directorul meu de la Telorman. Opriți-vă un pic. Stimați-le spectatori, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Așa sunt unii telormăneni, se încălzesc mai greu, dar nu se mai opresc după aceea. După publicitate, trebuie să iau publicitate un pic. Abia acum vă spune Teodor Nițuiescu de ce a apărut valiza. Repet, o negociere despre care prima oară în presă se vorbește. Dragnea a negociat o cumpărare uriașă de terenuri pentru Teldrum. Revenim imediat.